Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Ce urmează pentru voi în planul iubirii? Este o etalare interactivă. După cum vedeți, am ales trei obiective care să vă atragă atenția. Dacă doriți să participați la această etalare, nu trebuie să faceți altceva decât să alegeți unul dintre cele trei obiective. O să le prezint pe fiecare în parte pentru a afla ce urmează în planul iubirii. Pentru prima variantă avem un leu, bine, mai ciufulit el așa, dar nu contează foarte tare. Pentru cea de-a doua etalare îl avem pe micul prinț, l-am băgat în scenă să vedem ce are de povestit, iar pentru cea de-a treia etalare o trompețică aurie, cu roșu. Ok, și am să încep cu zodia leu. Așa, unde să scriu? Imediat, două secundele. Minutul 01:04. În deschiderea generală a clipului aveți timpii. Apropo, mulțumesc foarte tare pentru cei care corectează timpii pe care eu îi pun sau momentul în care nu îi pun. De asemenea, îmi displace extraordinar de tare și se știe domnul respectiv care intră și comentează neargumentat. Deci, dragă domnule, dacă ți se pare că timpii sunt greșiți, nu trebuie să faci altceva decât să ne ajutăm reciproc și să corectezi, pentru care eu îți mulțumesc. Ok, haideți să începem cu prima variantă. Ce urmează nou în planul iubirii? Păi, în primul rând, există un nou început aici, o perioadă extrem de bogată din punct de vedere al activității emoționale, se termină ceva, probabil că este o etalare pentru persoanele care se gândesc să se reorienteze, cumva să renunțe la trecut, să se desprindă de trecut și să înceapă o altă relație. Practic se simte o oarecare deschidere a voastră în acest sens. Cele sau cei care sunt la răscruce de drumuri și nu știu probabil ce să facă având această oportunitate de a alege o altă persoană, însă gândul le fuge în continuare la trecut pentru că nu mai știu ce simt cei din trecutul lor, probabil că a ajuns la final această frământare și probabil există varianta să vă desprindeți de trecut cu tot ce cuprinde, să vă desprindeți de această relație toxică. E adevărat, există foarte multe persoane extrem de nemulțumite, foarte tensionate, însă parcă se disipează toate aceste tensiuni. Posibil să fie vorba și despre familii care nu au avut șansa continuității, probabil că există și o separare sau urmează o separare, un divorț, în orice caz o alegere destul de tranșantă. Deci ori desprinderea de trecut 100%, uităm, mergem mai departe, ori cei care au trecut prin această boală lungă, moarte sigură, vor face în 80% din cazuri niște pași destul de importanți, chiar dacă există acea variantă de familie, de a avea un copil. Cred că sunteți extrem de powerful așa în această ultimă parte a lunii ianuarie, să zicem așa, sau deveniți din ce în ce mai puternici, mai puternice și mai determinate să luați această decizie pe care se pare că ați cam amânat-o, așa, de ceva vreme. Din nesiguranță, din cauza faptului că probabil că ați acumulat anumite frustrări, e adevărat, unele dintre noastre fiind părăsite, abandonate, fără măcar să aveți o discuție în prealabil. Planează foarte multă lașitate aici din partea persoanei la care voi vă gândiți și nu este nimic nou sub soare. Într-adevăr, sunt foarte multe persoane care parcă renunță destul de greu la un trecut, la o relație din trecut, din cauza faptului că, într-adevăr, la început au fost momente frumoase. Și asta este o meteahnă, dacă vreți, ce ne ține loc să
pășim către noi începuturi, către o nouă etapă a vieții noastre, pentru amintirea a ceea ce a fost. Sigur că a fost frumos la început, sigur că unii dintre voi ați avut familii fericite, unii probabil că n-au căsătoriți de 13, 14, 15, 17 până la 20 ceva de ani. Sunt persoane care aproape că se află în pragul unei depresii din cauza faptului că există și rutina care își spune cuvântul, apăsând cumva pedala de accelerație și ducându-vă în zona aceasta de aparent confort, ca să zic așa. De dragul amintirilor, de dragul binecuvântărilor pe care le-ați avut la început, veți lua această hotărâre sau veți conștientiza că nu trebuie să stați de dragul copiilor cu acea persoană sau nu mai trebuie să stați în acea relație toxică, indiferent despre ce vorbim. Există și varianta de trio. Există posibilitatea ca persoana voastră să fi făcut un copil cu o altă persoană. Acum, pentru că energiile se întrepătrund, mai ales pentru urmăritorii noi, dumneavoastră nu trebuie să luați ad literam mesajele, ci să vă poziționați în situația particulară în care vă aflați, femeie, bărbat sau situația respectivă, jonglați cu aceste situații ca să vă identificați puțin cu etalarea. E adevărat, da, se termină o relație în foarte multe cazuri de parteneriat domestic, de concubinaj de lungă durată, de căsătorii cu ștate vechi, de relații care practic așa pluteau în aer, nimic concret sau persoana respectivă nu a mai catadixit să dea mesaj sau să ia legătura cu voi de ceva vreme, par că lucrurile se termină aici. În viitor, că ce urmează pentru voi, vești bune din partea unei persoane care parcă se grăbește să ajungă la voi. Posibil să fie vorba despre o nouă experiență romantică cu o persoană care este gata să se mute cu voi sau este gata să aibă o relație așezată, aș putea să spun. Nu, eu știu, o aventură sau, mă rog, relație de o noapte. Este vorba despre cineva care vrea să vină, vrea să vă cunoască, vrea să stea de vorbă cu voi, vrea să faceți schimb de experiențele de viață pe care le-ați avut voi. Deci există acțiune, există activitate din punct de vedere al schimburilor de mesaje. Mi se pare că este o persoană care posibil să fie din alt oraș, nu simt că ar fi de pe alt continent, să zic, dar, mă rog, nu este neapărat nevoie de asta. Mi se pare că totuși ar renunța, adică odată ce vă cunoaște sau probabil că v-ați cunoscut unii dintre voi, ar renunța la toți și la toate pentru a fi împreună cu voi, pentru că își dorește, pentru că simte că poate să facă casă bună cu voi. Posibil să poarte ochelari, să aibă cioc sau barbă de a doua zi, să fie, aici văd niște persoane rebele, așa, un spirit liber, persoane care se hotărăsc foarte repede, nu stau, eu știu, să se gândească 7000 de ani până încep o relație. I-a plăcut de voi, v-a asimilat ca atare și va încerca să vă cucerească și nu numai atât. Probabil că va diminua perioada aceasta de preludiu, considerând că ați trecut de aceste perioade în care vă plimbați de mânuță în parc. Cred că este vorba despre o persoană care a mai trecut prin niște relații, ca și voi, în unele cazuri, evident. Posibil să fie o persoană care a avut niște, sau măcar un divorț la activ. Este o persoană matură, poate să fie în jurul vârstei, dacă este bărbat, în jurul vârstei de 40 de ani, poate și 50, în jurul acestor vârste. Poate să fie ori cu părul lung, în coadă, șaten, blonduț, să zicem așa, ori este la extrem, știți? Ori poate să fie cu părul mai răruț, grizone sau cu părul spicat. Și, într-adevăr, este o ființă care vine de la un drum și este vorba de zile aici. Nu este vorba de nu pare a fi vorba de, eu știu, săptămâni. Lucrurile se precipită, se grăbește și atunci probabil că aveți parte de noi începuturi după ce vă desprindeți de acest trecut. Haideți să aflăm
mai multe despre această nouă experiență romantică în care unii deja sunteți. Ce șanse există să fie o relație pe termen, pe termen lung? Vedeți, spuneam că sunteți la o răscruce de drumuri. Clar, intrați într-o nouă etapă a vieții, a vieții voastre. Nu mai stați să vă gândiți. Deci dacă sunteți într-o, cum să vă zic, într-o stare de confuzie, că nu știți ce să faceți, să dați șanse unei noi relații sau să vă mai gândiți că celălalt sau cealaltă din trecut v-a mai mișcat ceva, aici cred că minunații ghii spirituali vor să vă transmite că este vremea, este timpul să faci acea schimbare pe care o dorești în viața ta. Practic tu să fii schimbarea și să iei o decizie radicală. Te așteaptă într-adevăr o decizie tranșantă și un alt mesaj, mie mi se pare extrem de insistent, nu mai amâna. Mai ales pentru cei care au ales această primă etalare. Este vorba despre a... nu mai continua să evitați și să priviți adevărul în față. Probabil că vă este teamă să priviți adevărul în față, da, cel din trecut nu mai vine, nu se mai întoarce, nu vă mai vrea, nu mai are niciun sens să sperați. A fost o experiență din care, știți cum se spune, din trecut învățăm. Și probabil că există acea schimbare chiar la 180 de grade dacă vă dați voie. Adică Universul vă dă, dar nu vă bagă în sac. De asta zic, este vorba despre o dualitate a voastră sentimentală în ideea în care veți putea să alegeți între și între. Uneori, lucrurile de obicei mergem înainte, nu înapoi. Săgetător, ca semne zodiacale predominante, săgetător, gemeni, balanță, rac, pești, ca semne leu, ca semne zodiacale predominante. Leu, da, uite că nu degeaba ați ales leuțul. Ia uite, vine în nas leuțul. Așa. Ok, ca inițiale sau litere, să zicem cupluri de litere în interiorul prenumelui, poate să fie C, poate să fie D, T, P, W, F, S, R, de asemenea, cu G, poate să fie vorba cu TH, poate să fie vorba de cuplurile TH, Dea, ca, așa, mă rog, ce mi-a venit mie în cap acum, cu W-O. Sunt, într-adevăr, și niște prenume, mă rog, origine străină, dar nu cred că asta contează, nu, asta contează foarte mult. Problema, știți care e problema? De fapt, nu e nicio problemă. La voi stă, știți, la voi stă puterea. De voi depinde lucrul acesta. Asta încearcă să spună, să vă spună minunații ghii spirituali. Privește adevărul în față și vezi ce se întâmplă. Probabil există varianta să își dorească foarte mult noua voastră cucerire, să spunem așa, să vină să vă cunoască în persoană. Probabil că dacă ați avut așa niște schimburi de mesaje prin intermediul rețelelor de socializare, persoana aceasta îndrăznește cumva să vă ceară o întâlnire, să vă vadă face-to-face, să vă îmbrățișați, să vă mirosiți, să vă pupați, să vedeți cam cum rezonați. Ideea este că se grăbește. Persoana respectivă se grăbește. Se grăbește către această fază de uniune. Fază de uniune, fază de completare. Probabil că este o persoană care e așa ușor sportivă, chiar și la o vârstă mai înaintată, să zic așa. Mie mi se pare că este o persoană foarte activă din punct de vedere și din intim. Este foarte, cum să vă zic, nu stă locului, știți? Foarte agitat, cochetează probabil cu sportul în general, jogging poate face de dimineață, este așa naturist. Așa că aveți de grijă, dacă sunteți niște persoane mai leneșele, a terminat. Deci asta, băi, vă termină. Și poate să fie, nu știu, așa ca un mesaj suplimentar, deloc obligatoriu, să fie o persoană care
ori schiază, ori patinează, ori, nu știu, merge cu bicicleta foarte mult, ori cu motorul, ori, sau, mă rog, a cocheta cu arta aceasta, așa, într-o viteză. Tot timpul într-o viteză, putea să fie o persoană a extremelor, dar cred că s-ar putea să vă facă bine, mai ales după o perioadă în care ați dormitat așa din punct de vedere... Din punct de vedere emoțional, aveți și un 52 de ani. Păi ce să vă zic, că ușor, ușor, ce să... Vă găsiți unul cu celălalt. Vă găsiți unul cu celălalt. Parcă sunteți, știți cum o să fiți ca, cum zice, ca sacul cu, petecul, nu? Ca sacul cu petecul. Deci vă găsiți jumătate. Este chiar jumătatea voastră. Este vorba despre o dragoste intensă. Sau poate că va fi cea mai intensă și aprinsă dragoste a vieții voastre. Da, sau puternică pe care o să o simțiți. Asta spune acest valet de inimă neagră. Și aveți un soare cât toate zilele, ce să vă zic. Ok, haideți să vedem acum, să vă fac așa o surprizică. Gândiți-vă la o, nu știu, puneți o întrebare, dar să fie cât mai concretă, da, nu, posibil, bine, asta că răspunsul este incert, poate aflăm mai multe informații, să spunem așa, poate este vorba despre o dată la care deveniți un cuplu sau dacă vă căsătoriți sau dacă sunteți, veți deveni, vă veți muta împreună sau dacă este posibilă o... reușită din punct de vedere afectiv, relațional, întâlnirea cu această persoană. Posibil să aibă de asemenea un tatuaj pe braț, posibil să, în unele cazuri, domnul să nu aibă păr, să fie chel, sau v-am zis, poate să aibă păr în coadă. Este un pic așa, la extreme. Dar, în orice caz, este o realitate că veți trăi intens această poveste dragoste și cred că veți uita clar ce s-a întâmplat în trecut cu această persoană. Ok, haideți să vedem. Ok, imediat. Gândiți-vă deci la o situație, la o problemă cât mai concret și haideți să vedem ce răspuns avem. Luna aprilie este o lună care posibil să joace un rol destul de important. O zi de joi, răspuns afirmativ la o întrebare, ziua de joi, vărsător, leu, ca semne zodiacale importante, da, este, răspunsul este da, luna februarie, U. Poate să fie inițiale, da, mulțumesc. Iar un mesaj suplimentar este acela de a revizui anumite situații petrecute, interacțiuni cu persoane cu care, nu știu, nu ați continuat, nu le-ați dat atenție, au rămas niște schimburi de mesaje așa în pom și pomul în aer, adică revizuiți cumva anumite detalii. Nu treceți peste. Sau dacă primiți un mesaj în continuare, urmează să primiți niște mesaje, prețuiți socializa, niște invitații virtuale sau revizuiți. Adică nu treceți peste, că s-ar putea tocmai această persoană să fie cea la care voi vă gândiți. Dacă ați identificat-o, nu, atunci mai mult e mai bine. Pentru cea de-al doilea mesaj, l-avem pe micul prinț, că spuneam că îl introducem așa în acțiune, 19:40.
Să vedem ce ne povestește micul prinț. O să-l las aici. Nu știu, puteți să mutați și cursorul. Ia să vedem aici. Cred că se vede. Să stea în picioare, e cam șchiop de un picior. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Cred că s-a jucat fimea cu el. Ok, puteți să mutați cursorul undeva să ajungeți mai repede la ceea ce vă interesează, evident, dacă nu vreți să vă duceți către descrierea generală a clipului. Ok, deci spuneam ce vă paște, ce ar putea să urmeze, care este predispoziția în ceea ce privește planul iubirii. Este o etalare, să știți, ca temporală. Nu mi-am propus, după cum ați văzut, să mă gândesc la vreun timp valabil, ori de câte ori vă uitați la această etalare. Nu este niciun fel de problemă. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, nici la trecut. Chiar nu vreau să vă gândiți la nimic, pentru că vreau să am niște mesaje cât mai clare. Suferință. Sunteți foarte, foarte, foarte singură sau singur în momentul de față. Suferiți. Este vorba despre persoane care plâng seara înainte de culcare. Nu pot dormi. Persoane care au fost mințite, înșelate. Și cred că lucrul ăsta se cam întinde pe o perioadă destul de lungă. Cam de câteva luni, cred că sunteți. Sunteți așa puțin supărată. Persoane care au pe obraz niște semne distinctive, poate să fie ori grupițe, dar ceva semne distinctive pe unul din obraj. Ori o intervenție chirurgicală, ori o rană, ori vârsta de vânt, urme, ori acnee, tenacnei, cuperoză, ceva care iese în evidență pe un obraz. Ca mesaj suplimentar, evident, vorbim despre doamne, domnișoare, cu părul deschis la culoare, șatenuț, gri, V-ați înconjurat așa totuși de niște ziduri foarte, foarte solide. Nu mai vreți să suferiți, nu mai vreți să vă mai gândiți la alte relații. Probabil că sentimentul ăsta s-a acutizat în ceva luni, poate în orice caz în ultima lună, cred că răfuți. Ați fost probabil și de sărbători, lucrurile nu s-au întâmplat conform a ceea ce ați dorit voi. Parcă nu mai aveți speranță. Nu mai vreți să participați nici la o întâlnire cu prietenele, cu prietenii. V-ați închis așa într-o zonă de aparent confort. Chiar și în momentul în care vă uitați acum la această etalare respectiv la moi, la mine sunteți cumva lipsită sau lipsit de speranță. Dar hai să mă uit să vedem, poate, poate, cine știe ce mai spun. Ce că ai vezi pe perez, nu? Vă simt foarte tristă, foarte trist. Și cred că în unele cazuri chiar experimentați niște forme, sper eu, ușoare de decepție, de depresii. Și singurătate, mai ales dacă sunteți energii feminine mature. Sau, mă rog, trecute de prima tinerețe, în 20-30 de ani. Lipsă de motivație. Cred că nu numai că nu mai aveți speranță, dar câteodată vă gândiți la ce mai trebuie mie să mai am o altă relație. Sunteți extrem de exigentă cu voi sau exigent în unele cazuri, pentru că vorbim și despre vorba și despre femei, vorba despre energia generală a acestei etalări. Vorbim de săgetător, vorbim de balanță, vorbim de capricorn, vorbim de leu de asemenea, de fecioară, de gemeni. Nu sunteți, nu aveți deloc un vibe foarte, foarte bun și este foarte greu să vă miște cineva din locul în care v-ați refugiat. Este greu să vă tragă cineva după el sau după ea. Aici este vorba despre dorința celor ce vă înconjoară de a vă
rupe de starea de negativitate în care v-ați închis și există niște invitații aici cât de curând, mă rog, chiar în prezent, în trei zile, trei săptămâni, există niște invitații, poate la o cununie civilă, poate la un botez, poate la o logodnă, o cumetrie, în sfârșit, sau o invitație alături de colegi, în cadrul unui team building sau o invitație în care cineva sărbătorește pe la serviciu ceva. Aici există varianta A, să varianta rugămintea expresă chiar a colegilor voștri, apropiaților, apropiatelor voastre, să faceți un efort să vă desprindeți din zona aceasta de negativitate și să răspundeți cu da unor invitații. Unor întâlniri, poate la un restaurant, poate să vă plimbați în parc, orice, nici nu contează, este imperios necesar să vă acordați compasiune propriei ființe, spiritului vostru. Să fiți un pic mai indulgent sau mai indulgentă cu voi. Pentru că, în curând, ce credeți? O să aveți de sărbătorit ceva. Și asta o să... O să încerc să clarific acum o realizare a unui gând al vostru, posibil chiar după un an de zile, un an și jumătate, un an și trei luni, un răspuns afirmativ, chiar și mică realizare a unui gând al vostru, să știți, aveți ce să sărbătoriți cumva. Persoane blonduțe cu ochii negri, persoane șatene cu ochii sau cu părul castaniu roșcat închis, de exemplu, cu ochii închiși la culoare. Poate să fie vorba de brunețele cu ochii închiși la culoare. Deci vine după un an. Să știți că există varianta ca în jurul vostru să mai fie niște admiratori secreți, măcar și la distanță, indiferent despre ce vârste vorbim, însă nu ați dat curs invitațiilor lor din cauza faptului că nu vă mai trebuie. Nu mai vreți, nu vă mai trebuie, pentru că aici este o suferință mare, incluzând și persoanele care au pierdut pe cineva drag. Cu atât mai mult doliul emoțional este mai greu și mai abrupt, greu de trecut peste această suferință. Doar că vin aceste invitații, vin acești prieteni, acești colegi, etc., care vă trag, vă smulg din zona aceasta de aparent confort, posibil ca voi să cedați cu greu, dar n-aveți altceva de făcut. Și după un an de zile de sacrificiu, autopersecutare, nu știu cum să vă zic, că parcă ați ținut prizonier spiritul vostru în voi. Că vă duceați la serviciu, că totul e o rutină, mă duc la serviciu sau mă duc la să-mi rezolv actele de nu știu ce, știți ce treabă aveți voi, piață, vin acasă, fac curat, mă culc, mă uit la o telenovelă și m-am culcat, gata, asta a fost ziua mea. Nu, de data aceasta, cred că, din punctul ăsta de vedere, mă gândesc la sacrificiul pe care l-ați făcut, știți? După un, mai bine v-am zis, de un an de deliberări, nici voi știți cumva n-ați fost așa, fără a vă certa, știți că nu e treaba mea asta, nu cred că ați făcut niște pași, știți, să vă dați voi vouă să faceți lucrul acesta, refuzând, crezând că dacă vă sacrificați voi pe voi, lumea se oprește în loc. Nu. Dacă vă este bine sau dacă nu vă este bine, dacă sunteți în depresie, dacă nu sunteți, lumea merge înainte. Lumea voastră, personală, particulară, realitatea voastră se oprește cu voi. Se oprește la voi. Se oprește acolo unde sunteți voi. După show must go on. Deci nu, cum să vă zic, nu vă închipuiți că după ce nu mai sunteți, să spunem așa, sau să vă îmbolnăviți, sau Doamne ferește, sau dacă sunteți, stați acolo și nu ieșiți în carapacea voastră, credeți că sunteți protejați. Sau... nu mi-aș vede de treabă. Este cursul natural firesc al acestor experiențe pe Pământ, în această dimensiune. Partea bună este că
Chiar dacă lucrurile sunt... Este aici o frică de viitor, de nesiguranța viitorului. Probabil că vă frământă foarte tare această idee. De ce să mă implic într-o relație că nu știu sigur ce e? Dacă nu e și ajung la loc în această suferință, mai bine vă de treabă. Suferiți și suferim oricum. Și dacă suntem într-o relație și dacă nu suntem într-o relație. Nu vă mai găsiți, într-adevăr, fericirea alături de cineva. Trebuie să demonstreze mult ca să... Și atunci toată această etalare roiește în jurul a ceea ce este minunat dacă voi ați face. A vă desprinde din zona aceasta de aparent confort, din care nici, v-am zis, ați construit niște ziduri foarte, foarte zdravene, dar nu vă mai face nimeni rău, e adevărat, dar nu vă mai iubește nici nimeni, că n-are unde să, măcar trebuie să lăsați acolo o breșă, o cărămidă, să o dați un pic la o parte. Dar după un an există această variantă, chiar dacă este nesigură, este o, probabil o tatonare, ori o tatonați voi, ori urmează o perioadă de tatonare, pentru că aici este un viitorul apropiat. Un bărbat să văd de atârcoale. Mai este o chestiune încă nesigură, din punct de vedere energetic, încă nu-i simt puterea determinării sale. Nu simt că este extrem de focusat sau focusată pe a vă atrage atenția. Este încă nesigură toată chestiunea aceasta, dar e. Adică e acolo. E. Și chiar asta vreau să clarific acum, pentru că este vorba și despre, în primul rând, unul, puterea voastră de a vă desprinde de trecut și accepta niște invitații. Și acolo, prin intermediul acelor reuniuni, s-ar putea să întâlniți o persoană, uite că a vrut să iasă o persoană, probabil că faceți un schimb de experiență, nu mult spus, schimb de vorbe, așa, nimic sigur, dar care sunt șansele să continue treaba asta? Da, este un risc, clar. Vă este teamă de a risca. Aici este vorba despre a încerca să mergi mai departe, să-ți asumi, să continui, să faci un pas, să urci o scară, să un pas acolo mic. O persoană destul de dulce, să știți, mie mi se pare că este o persoană foarte drăguță, cea cu care o să schimbați niște vorbe, o persoană cu părul castaniu, șaten închis, adică nu deschis, șaten închis, castaniu, ochii căprui verzui pe aici. Este o persoană, deci dacă este bărbat, s-ar putea să aibă niște trăsături dulci, știți? Nu acea persoană care este foarte rigidă sau așa un bărbățoi de la, știți? Nu este o ființă, să zicem noi, că nu e feminat, nu vă gândiți la asta, dar mie mi se pare că... Sau este o persoană generoasă, o persoană bună, o persoană cu suflet bun, iubește animalele, poate are și un animal... S-ar putea să aibă și o fermă, să lucreze în domeniul ăsta al agriculturii, să lucreze pentru cineva sau chiar să aibă un teren pe care să-l lucreze sau să-i placă foarte mult natura, să-i placă foarte mult echitația, de exemplu, poate cochetează cu arta aceasta sau să lucreze în domeniul acesta în care există producție, agricultură, tractoare și ferme și așa mai departe. Adică stă în mijlocul animalelor sau, m-am zis, poate să fie altfel interpretat că este o persoană foarte bună, foarte generoasă, așa, o persoană depus la rană. Și, într-adevăr, este un risc asumat și persoana respectivă, să știți că riscă sau va risca această... Haideți să vedem de ce va risca. Dacă cunoașteți persoana și de un an de zile nu știți ce să faceți sau că ați suferit sau în fine, v-am zis, totul depinde de acest risc. Vă asumați acest risc, sunt șanse foarte mari să vă bucurați, să petreceți, să ridicați, să închinați paharul în cinstea acestei noi relații. Ok, suferință mare, văd.
da, este vorba despre, da, v-a terminat o persoană din trecut, dragii mei, dragile mele, v-a înșelat, v-a trădat, v-a durut, vă doare, este absolut înfiorător ce se întâmplă acolo în sufletul vostru, sunt în asentimentul vostru, vă înțeleg și vă susțin. Un trecut cu o persoană vicioasă, o persoană toxică, o persoană manipulatoare, dacă vreți. Da, v-a făcut rău. Aici este vorba despre întreruperea unei relații cu o persoană manipulatoare, mincinoasă, în sfârșit, dar care nu mai are a doua șansă. Adică este no second chance. Nu se va mai întâmpla niciodată. Este o relație, dacă aveți nevoie de confirmare, probabil că simțeați, dacă aveți nevoie de confirmare, aceste mesaje vă oferă. Nu mai este vorba de reîntoarcere, de continuare. Persoana asta în continuare este o persoană plină de vicii. Mă rog, sărbătorește și alte vicii. Toxicitate la maxim. Persoana asta este o ființă care vă susține. Vorbește foarte mult cu voi, vorbește despre ceea ce s-a întâmplat, că v-ați fost trădați, trădate, chiar de cei mai buni, cele mai bune prietene, rude, etc., etc. Aici mi se pare o înșelătorie fantastică. N-am să discut despre treaba asta, pentru că nu vreau să sucesc cuțitul în rană și nu este nimic nou sub soare. Problema este ce se întâmplă în viitor, că și așa v-ați rugat să nu mai vorbesc de trecut, dar știți cum este, că din trecut învățăm multe. Este o persoană zătea să fie mai aceasta nouă, de care vă este frică să vă implicați în relație, o persoană cu o diferență de vârstă. Acum, ori, nu știu, voi sunteți mai mici decât aceste persoane, ori ați putea, bineînțeles, să fiți mai mari. Dar este o diferență de vârstă. Mie mi se pare că este o persoană care vă înțelege, care vă ascultă. Probabil că voi o să vorbiți foarte mult despre trecutul vostru. Este bine să faceți acest lucru în măsura în care nu asasinați respectiva persoană, am folosit un cuvânt, Doamne, sper să nu-mi taie clipul, cu tot felul de, nu treia să zic, sper să n-am probleme, în sfârșit. Atâta vreme cât nu l-acaparați, asta am vrut să spun, acaparați persoana respectivă cu tot soiul de, nu știu, probleme pe care le-ați avut voi în trecut, fie că aveți pe cine, că ați fost înșelat sau fie că ați pierdut pe cineva drag. Deci vă ascultă, mă uitam cât timp mai am. Este o persoană care vă asigură, să știți, stabilitatea. Și asta este, cred că, cel mai important. Alături de această persoană s-ar putea să deveniți, să vă echilibrați ușor, ușor. Cifra 8 este o cifră destul de importantă în această etalare. Persoană care este stabilă din punct de vedere financiar, eu zic că în această iarnă, până la finalul iernii, s-ar putea concretiza ceva, materializa ceva, în ciuda nesiguranței voastre vis-a-vis de viitor. Sunteți foarte nesiguri. Și vă este și frică să nu vă mai implicați ca să nu suferiți. Și alte semne zodiacale, avem Capricorn, nu știu dacă le-am spus, dacă le-am repetat, acum să mă iertați. Balanță de asemenea. Această relație s-ar putea să vină cumva ușor, ușor către voi, să se concretizeze ușor, ușor. V-am zis, cel puțin, cred că ați deliberat așa timp de un an de zile. Progres aveți, foarte mult progres. Și la voi, ca și la prima etalare, numai că era altă carte, tot așa, vedeți că se răscruce de drumuri, nu știți ce să faceți, nu știți unde să o apucați, să mă implic într-o relație, să nu mă implic, să nu... imediat, stați să vedem că avem așa o lună cu 31, cred că la sfârșitul lunii acesteia.
Probabil că tot e vorba despre iarnă, dar o lună o să văd și aici dacă iese cu ajutorul pendulului luna respectivă. Probabil că până la finalul lunii ianuarie veți avea un răspuns clar vis-a-vis de continuarea sau, în sfârșit, după un an, doi, să aveți această posibilă nouă experiență romantică. Dar depinde de voi să faceți acel pas, să treceți dincolo de această barieră. Iese soarele, să știți. Foarte multă toxicitate și tentație. Probabil voi vreți să faceți această schimbare a macazului, doar că tentația de a lămuri lucrurile în ideea în care să-i spuneți ce aveți de spus. Neapărat să intrați într-o, să mai, Doamne ferește, să mai intrați într-o relație cu această persoană. Dar vi se pare că ați fost neîndreptățiți și neîndreptățite de o asemenea trădare din partea unei persoane pentru care v-ați fi pus sau v-ați pus realmente sufletul pe tavă și vi se pare injust, vi se pare incorect, mai ales că nu ați apucat să-i spuneți în față, verde în față, ce ați fi avut de spus. Să-i fi spus că v-a trădat, că știți toate treburile astea și vă nemulțumește foarte tare și vă roade și încă vă roade și din cauza asta împiedicați acest proces de învățare. Este clar, să știți, vorba despre o surpriză neplăcută pe care s-ar putea să o primiți de la această persoană. Acum, dacă există posibilitatea ca voi să trimiteți mesaje pentru a clarifica o situație, să vă treziți înapoi cu niște răspunsuri din acelea de numa, nu știu ce să vă zic, s-ar putea să aveți parte de o surpriză dezagreabilă. Eu, prin intermediul acestor mesaje, tind să cred că persoana din trecut este o persoană la distanță, o persoană care nu vă merită, nu vă valorizează. Știu că ați vrea să-i spuneți verde în față tot ce aveți pe suflet, dar nu aveți cu cine. Și ba mai mult decât atât, dacă îi solicitați cumva o întâlnire sau nu știu, îi solicitați o întrevedere sau să vorbiți, să-i spuneți ce aveți în față, mie să nu iasă chiar cu niște scandaluri. Voi aveți de trecut această răscruce. Ce vă așteaptă dincolo și ce este în spatele vostru? Ok, haideți, gândiți-vă și dumneavoastră la o situație, să spunem așa. Ar fi bine să fie în concordanță cu ceea ce am spus în acest subiect. O situație sau puneți o întrebare să fie concretă vis-a-vis de ceea ce am spus sau, mă rog, caz particular. O să vedem ce răspunsuri avem pentru cei care aveți și a doua variantă. O să vedem și ce răspuns avem. Poate avem o lună inițiale. Nu, cum să vă zic, răspunsul este nu, cu, da, nu. Poate luna septembrie a fost o lună, zic eu, mai complicată din punct de vedere sentimental, aprilie, martie, aprilie la graniță, imediat, aprilie, martie, aprilie la graniță, să fie probabil întrevedere cu noua persoană care s-ar putea să fie din zodia Pești, berbec, balanță, că tot spuneam de balanță, și fecioară, ori sunteți voi, ori este această persoană, ori este vorba de cuplu, s-ar putea ca... Deci răspunsul este nu vis-a-vis de, zic eu, o persoană din trecut. Este chestia asta cu posibilitatea...
Nimic nu este imposibil. Este, de asemenea, aveți șansa unei oportunități. Doar că ceea ce simt eu vis-a-vis de trecut este că vă trage ața către trecut, dar pentru a regla conturile mai mult. Știți? Și cred că depuneți foarte multă energie în zona aia. Ziua de vineri, ziua de sâmbătă, o zi de sâmbătă, o zi de miercuri, dacă acum am zis și vineri, în sfârșit, poate cine știe. Ca inițiale V, U, la fel Z, chiar și cu Y, s-ar putea să fie și nume străine, W, E, F, D, de asemenea, B, A, C. Sau acest nu combinat cu posibilitate, s-ar putea să vorbească despre nu este posibil. Sau posibilitatea ca să reglați conturile sau să ajungeți la un numitor comun cu o persoană din trecut este aproape nulă. Deci totul se duce spre nu. Nu trecut, da, nouă oportunitate. Doar că v-a băgat așa, v-a o mare trădare aici și suferiți și vedeți să nu vă duceți cu energia foarte tare în trecut. Pentru cei care au ales cea de-a treia, unde să pun eu, aici e mai ușor cu trompețica, cea de-a treia variantă. Asta pentru a muta cursorul mai ușor la ce vă interesează, dacă nu vreți să vă duceți în descrierea generală a clipului. 46, 31. Trompeta. Știți că trompețica este... anunță mari schimbări. Haideți să vedem ce vă așteaptă în planul iubirii pe voi, dragii mei. Nu vă gândiți la nimic. Foarte norocoși. Cei care au ales această a treia variantă, să vedem dacă până la capăt le surâde norocul unei mari schimbări. Visele devin realitate. Vie se îndeplinește, uite, au ieșit patru, o să le pun exact în... Vie se îndeplinește o dorință mare. Ce să zic, aș începe în primul rând cu faptul că în destinul vostru este roata norocului. Este posibil să vă împăcați cu persoana iubită, este posibil să cunoașteți o nouă persoană, mai ales dacă sunteți singuri. Este vorba despre multă iubire aici. Posibil în unele cazuri să fie vorba despre o persoană care mai are pe cineva sau o persoană care este gata să se separe. În orice caz, nu cred că este un impediment acest lucru, separarea, desprinderea din alte relații, probabil că totul era pe finish. Nu cred că este o piedică în calea fericirii voastre acest lucru. Este o persoană care nu mai depinde de altă persoană. Deci dacă este doamnă pentru voi, dragii mei domni, nu va mai depinde de o relație, de o căsătorie, în sfârșit. Dacă este bărbat, în egală măsură, nu mai depinde de cineva. Eu știu anumite responsabilități, obligativități vis-a-vis de foste relații. Deci lucrurile cred că se duc așa ușurel către finish. Ce să vă zic? O perioadă plină de emoție, de empatie, relații. Și cred că în câteva luni s-ar putea să deveniți chiar un cuplu. Asta însemnând că ori să vă mutați împreună, ori să vă căsătoriți. Există o perioadă de preludiu, nimic de zis. Acum, dacă ați fost în această perioadă de preludiu, sunt șanse mari ca în câteva luni să deveniți un cuplu. Uneori cu acte în regulă. Este vorba despre egalitate din punct de vedere al emoțiilor.
Știți cum este, cât dai asta primești. Adică este șeruit toată această iubire, nu că voi iubiți mai mult sau celălalt. Sunteți pe aceeași lungime de undă, ce dai ce aia primiți, un respect mutual, multă dragoste, picnic, picnicuri, plimbări. Cred că sunteți sau vă veți îndrăgosti așa ca la 16 ani. Scorpion, rac, pești ca semne zodiacale predominante, balanță de asemenea. Posibil să fie vorba despre o ființă care va depinde realmente de voi, mai ales emoțional. Mie mi se pare că se îndrăgostește de voi. Și dacă avem și această roată a norocului, cred că asta spune, că asta spune tot. Deci dacă toamna, să știți că joacă un rol extrem de important în toată această ecuație, orică v-ați cunoscut în această toamnă și lucrurile evoluează spre a deveni un cuplu serios, ori până, deci în 2024, până în această toamnă, există varianta să vă legați bine de tot, să vă căsătoriți. De asta spuneam că este vorba despre un foarte mare noroc în destinul vostru, din punct de vedere afectiv relațional. Se închide un ciclu. Urmează o nouă etapă, trecutul rămâne trecut. Este posibilitate de împăcare, v-am zis, dar nu neapărat vorbim despre acele separări cu surle și trâmbițe, să fim înțeși, adică nu este vorba despre o împăcare după niște relații care frizează patologia. Este vorba despre o întrerupere de relație din cauza faptului că poate atunci nu putea, poate avea niște responsabilități, niște obligativități, poate era la distanță, poate, dar este vorba despre respect. O relație care a fost întreținută cu respect și are foarte mari șanse să revină în viața voastră. Adică au fost anumite chestiuni care, în sfârșit, nu s-a putut. Nu s-a putut neam atunci. Dar uite că se poate încet, încet, se poate încet, încet acum. Ce aș putea să vă mai zic? Este o persoană care visează la voi, posibil să vă fi cunoscut pe rețelele de socializare. Este o persoană care v-a urmărit, o persoană care a tatonat cumva terenul, i-a scăzut cu trunc și ușor, ușor, v-am zis, a devenit dependentă ușor, ușor de voi. Chiar dacă a stat o perioadă de timp așa outside the box, uite că încet, încet reintră în atenția voastră, dacă nu a reintrat deja. Și își dorește această relație sau ca această relație să fie bazată pe sentiment, sentiment. Deci îi place să, cum să spun, să fie este o relație senzitivă, sensibilă. Sau persoana respectivă este foarte sensibilă. Sau nu, se joacă cu sentimentele voastre. Asta, ca să aveți și voi o, cum să spun, o confirmare că persoana respectivă este serioasă și că își dorește sau își va dori ceva serios cu voi. Deci nu este zis să nu viseze la voi, nu este zis să nu se gândească la voi, nu este zis să nu vă dea mesaj, sau mă rog, dacă nu vă dă mesaj dimineața, trebuie să vă dea seara, trebuie să vă dea a doua zi dimineață, că nu mai poate. Și ceea ce va face, va face din inimă. Este condus de inimă. Este o persoană care acționează doar și face lucruri doar din punct de vedere al ce îi spune vocea inimii. Nu neapărat că asta este un lucru rău, pentru că nu, cum să vă zic, nu rad, sau mă rog, nu este logică persoana respectivă, dar când suntem îndrăgostiți până peste cap, facem numai lucruri nebunești. Ar putea să facă niște prostioare sau să fi făcut anumite lucruri așa, dintr-o oarecare inocență, ca să zic așa, naivitate. Imaturitate, dar asta, mă rog, pentru că era îndrăgostit de voi sau că este îndrăgostit sau îndrăgostit de voi. Ca mesaj suplimentar, mie mi se pare că persoana respectivă, să știți că chiar dacă pare așa ușor de modelat în mâinile voastre, sufletelul lui este ușor de modelat, pentru că este evident, i-a scăzut cu trunc, să știți că este o persoană foarte autoritară, o persoană foarte bine structurată și chiar dacă gândește cu inima, în ceea ce vă privește pe voi la serviciu, este total altă persoană. Adică dacă o să vă duceți la serviciu, o să vedeți cum toți stau în fața sa drepți. O persoană calculată, o persoană organizată, autoritate, autoritară, factor de decizie, poate, și muncește, să știți că foarte mult.
Este cunoscută, este recunoscută, poate să fie și persoană publică. Este o ființă care, cum să spun, știe ce vrea de la viață. Nu se joacă. Nu mă joc. S-ar putea să aveți această declarație în scris. Nu mă joc. Vreau o relație serioasă. Adică este acea persoană care trage la jug, ghilimele de rigoare, trage, ține cu casa, doar dacă are pe cineva care să facă același lucru. Dacă nu, nu se implică, în sfârșit. Dar uite că este îndrăgostită de voi și are intenții serioase. Poate că îi place să poartă, mai ales dacă e bărbat, poate că îi place să poarte la gât acele coliere din șnur de piele cu o amuletă sau poate să vă dăruiască o amuletă sau o să aveți aceeași amuletă și voi și persoana respectivă în semn al parteneriatului vostru, al relației voastre. Îi place să vă asimileze ca fiind a sa, ca fiind a lui, adică a ei. Nu vorbim de posesivitate, vorbim de dragul acela, de mă, ea mea, mă, uite, ea mea, mă, sau ea meu, mă, știi? Deci cam așa cred eu că este persoana respectivă. O să fie mândră de voi și de realizările voastre și este o persoană care o să vă ajute să vă crească aripile sau să vă crească aripile din nou. Persoană blonduță cu ochii închiși la culoare, știu că poate o să mă certați, dar asta este ușor neglijentă din punct de vedere al bărbiței, că iar mă certați că zic mereu de cioc și barbă, dar ați văzut că nu zic tot timpul. Posibil aici în jurul frunții să fie o aluniță pe undeva, sunt mesaje strict suplimentare. Ele roșcate cu ochii închiși la culoare sau blonduțe cu părul scurt, cu ochii căprui verzui, tot așa, ele. Persoane office, persoane care lucrează, doamnele, care lucrează în locuri unde nu merg în training, în sfârșit. Adică, așa, cochete, persoane cochete, voi, dragile mele. Chit că sunteți în șlapi, tot cochete sunteți. Adică, chic. Știți cum stă treaba. Drăguț. Multă înțelegere, respect reciproc, dragoste, egalitate între voi. Și m-am zis, sărbătoriți împreună un vis care devine realitate. Și voi vă doriți această relație și s-ar putea să fie o persoană pe care o să o întâlniți și pe la serviciu, să știți. Aici este vorba despre o situație în care s-ar putea, acum este chiar un mesaj foarte așa, țintit, mă rog, pentru o anumită categorie de persoane, așa mic, nu trebuie să se potrivească tuturor. Să faceți cunoștință chiar pe scările unei instituții sau să dați nas în nas pe scările unei instituții. Știți cum e, voi cu voi urcați, el coboară, în sfârșit. S-ar putea să fie vorba despre instituții publice, de asta zic. Sau vorbim despre tribunal, notariat, mai știu, organe de poliție. În sfârșit, deci instituții din acestea foarte, așa, evidența populației, mai știu eu ce, sau unde mă matriculați mașinile, sau, mă rog, justiție, de ce nu? Cred că am mai zis chestia asta. Sau în și spital, de ce nu? Doamne ferește, bine, dar acolo există varianta să lucrați. Vânzări, de asemenea, negociere aici. Sau poate că aveți legătură cu această persoană alături de care duceți la bun sfârșit un proiect, dacă se scolești de serviciu. Cert este că persoana asta a pus ochiul pe voi de multă vreme. Adică a făcut orice să vă atragă atenția și în continuare face același lucru. Ca vârstă, una dintre vârstele foarte predominante, este vorba de foarte predominante, spun prostii, 49 în jurul acestei vârste. Clar, deci e, v-am zis, cel puțin de o lună sau într-o lună de zile. Aici se lua spre 4 puncte, 4 săptămâni, să spunem așa. Lucrurile se intensifică din punct de vedere emoțional între voi și această persoană. Are interes, nu are interes la voi. Este foarte interesată de voi, persoana aceasta.
Și s-ar putea să fie o persoană pe care o cunoașteți, o persoană care v-a fost prieten, vă este prieten sau se poartă ca unul, sau o relație bazată pe prietenie, soliditatea acestei relații constă în faptul că sunteți prieteni sau ați fost prieteni la început și se transformă într-o frumoasă poveste de dragoste. Voi nu știți, ei știu sigur. Hai să mai vedem încă o carte, un mesaj pentru voi. Că de rămas împreună sunt șanse foarte mari. 90% să rămâneți împreună. Dar mai vreau eu așa un mesaj pentru voi. Ok. Pentru cei care au ales cea de-a treia etalare, este o fază de completare, fără doar și poate. Această fază de... se va termina această fază de tatonare, de intrați în linie dreaptă sau relația pe care o aveți se mută la un nivel următor. Sunteți că să faceți pasul cel mare în unele cazuri. Se închide o etapă, se închide un ciclu, să spunem așa. Și urmează această fază de uniune, de completare. Mutat împreună, cine știe. Cât de curând. Haideți să vedem acum un răspuns aproape personal la această situație. Acum poate vă gândiți și voi. Deci asta este schimbarea. În aceasta stătea această schimbare. Gândiți-vă la o situație personală care are legătură cu subiectul expus, să fie doar destul de concret, pentru că vreau să mai aflu și alte informații pentru cei care au ales această a treia variantă. O să vedem imediat, poate avem o lună, inițiale, semne zodiacale, în afară de cele pe care le-am transmis. Posibilitate, o să vedem ce răspuns ne oferă minunatul nostru pendul. De fapt, răspunsul ghizilor spirituali cu ajutorul acestui pendul. O să vedem imediat, poate și o zi. Așa, de posibilitatea să vă fie prieten sau să cunoașteți persoana respectivă. Da, este, fără doar și poate. Da, este un da hotărât. La ce v-ați gândit acum în momentul ăsta, mai mult da decât la, cred că la cea de-a doua variantă. Da, o să pun exact în mijloc aici și să vedem. Da, deci clar, răspunsul este da la o situație particulară. Rac, foarte predominant acest semn zodiacal și capricorn. De asemenea, poate să fie și cuplu. De ce nu? Avem, de asemenea, ianuarie, o lună care va fi marcantă în ceea ce privește această oportunitate, până la finalul lunii, că tu spuneam de o lună cu 31, nu mai știu, la voi sau la prima etalare. Răspunsul va fi un da hotărât pentru luna ianuarie, într-o luni. Deci într-o luni au mai rămas săptămâna viitoare, cred, nu? Ori astăzi, poate cine știe, în timp ce vorbim noi, primiți un mesaj, sau 29, ar fi 29 ianuarie sau astăzi. Dar, mă rog, în seara aceasta, eu am făcut această etalare la ora 15 și 25 de minute. Acum, dacă vă sună până la ora 8 când o să urc eu acest clip, Doamne ajută, să fie cu Doamne ajută, este o confirmare. Deci luni, P, M, N, O ca inițiale, sunt aici niște date, un 5 între iunie și iulie. Poate să fie ori 5 iunie, poate să fie ori 5 iulie sau între în această perioadă, de pe 5 iunie până pe 5 iulie. Într-o zi de joi, un răspuns afirmativ la o propunere sau o dorință sau o, nu știu, ceva. Este un răspuns afirmativ. În orice caz, toată această etalare
a treia etalare a fost toată cu da, toată cu dragoste, toată cu și reciprocitate în iubire. Asta este absolut fantastic, zic eu. Dragii mei, dragile mele, eu vă mulțumesc foarte tare pentru că ne-am revăzut și în această seară. Mulțumesc pentru mesaje, pentru vizualizări. Nu uitați să vă abonați, dragii mei, pentru următoarele noastre întâlniri. Abonamentul nu vă costă absolut nimic. Este acolo un butonel de subscribe sau înscrie-te. Dacă doriți să deveniți membri cu drepturi depline ale acestui canal, aveți acolo și un buton de join alături de acestui canal. Aveți acolo destul de multe facilități, ca să zic așa. În rest, vă aștept pe Auroscop în fiecare seară, sau aproximativ în fiecare seară, cu etalare extinse pentru fiecare zodie în parte, pentru fiecare plan în parte. Am și un canal secundar Aura Cafe, acolo unde ne întâlnim cu horoscopul zilelor. Uite că n-am mai intrat în ultima vreme. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre. Am primit niște mesaje absolut superbe. Multe sau cele mai multe dintre ele cu realizări și asta mă bucură extraordinar. Îmbrățișez pe toți cei care își aniversează zilele de naștere. Nu mă prea pricep cu zilele de nume și așa am ratat și un Sfântul Anton. Îmi cer scuze la mulți ani tuturor, Antonilor, acum câteva zile, cred. Mulțumesc foarte mult pentru acele mesaje de prietenie sinceră, de susținere. Mulțumesc pentru încrederea voastră. Felicit toate mămicile care au aflat lucrul acesta. M-ați impresionat foarte tare. De asemenea, îmbrățișez toți îngerașii voștri mici, minuncile voastre. Și chiar dacă nu sunteți cu persoanele cu care le-ați făcut, să știți că numai așa, când te uiți în ochii lor, parcă ne trec toate durerile. Aveți grijă de voi, multă sănătate și să aveți o săptămână extraordinară, să vă meargă din plin. Numai bine, pa, pa!